Bine v-am regăsit la GoTech. Astăzi vă voi prezenta un review al noului joc Tomb Raider, Lara Croft pentru o nouă generație, iar Apple promite produse noi din toamnă. Apărută în paginile revistelor, în show-uri TV și chiar pe marile ecrane, Lara Croft a fost interpretată de actrițe celebre, trecând de mult granița jocurilor video. Însă aventura acesteia nu s-a încheiat, varianta pentru 2013 arătând parcă mai bine ca niciodată. Realizat de veteranii de la Crystal Dynamics, noul Tomb Raider reprezintă o rescriere completă a istoriei sale și a eroinei sale, Lara Croft. Odată cu rezultatele financiare anunțate ieri seară, Tim Cook a afirmat că Apple pregătește o gamă nouă de produse diferite de cele devenite deja tradiționale. Acestea vor apărea începând din toamnă și noutățile vor continua să apară până spre sfârșitul anului viitor. În acest moment, catalogul Apple include telefoane mobile, playere, media portabile, tablete, sisteme desktop, nefiind prea clar care vor fi direcțiile acestei companii. Una ar fi cea a accesurilor inteligente, zvonurile referitoare la un posibil ceas inteligent circulând de ceva vreme. Televizorul Apple este iar un produs zvonit de multă vreme și se pare că cei din Cupertino lucrează deja la câteva modele. Dacă nu putem ghici încă ce ne pregătește Apple pentru viitor apropiat, putem ghici ce nu ne pregătește, un iPhone mai mare. Tim Cook a afirmat că ecranele mai mari implică anumite concesii pe care compania nu este pregătită să le facă în acest moment și că Apple se va axa mai mult pe calitate în detrimentul cantității. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept data viitoare cu cele mai noi informații din tehnologie.